obicei prost a unei oameni să sune o singură dată și să închidă, dragă. A, dar recunoști că eu l-am auzit întâi. A, și eu l-am auzit. Alo? Ce? A sunat? Alo? Cum? Vorbiți! Cu cine? Cu Câmpina Surdule! De ce spui așa, mă? Măriucă, mamă, tu ești? Măriucă, fata tati! Standule, nu-mi țipa în ureche, că nu mai aud nimic! Sunteți sănătoși, toți? Adevărat? Pe bărbatul mut de la București! Și când veniți? Sandule, n-auzi, joi! Ai, în sfârșit, după atâția ani, să vă avem lângă noi. Cum? În centrală? Ai auzit la înaintat sub director? În centrală. Ce fac copiii în caier, mama? Și tata! Acum, de ce-mi iei receptorul, Sandule? Ca să-i spun că-i mănânc și eu. Măriucă, mamă, să îmbraci bine copiii pe drum. Că primăvara asta e vicleană. Lasă, dragă, acum sfaturile, că fiecare minut costă. Dar ce, au trecut 3 minute? Vă pup pe toți! Să veniți sănătoși, mamă. Vă pupă, mamă. Hai, dragă, că astea costă. Dar ce vorbesc? O sărut doar, lasă-mă-n pace. Pa, măicuță. Acum trebuie să le căutăm un apartament drăguț. Ce păcat că n-au loc la noi. Dar de ce să-i ținem la noi înghesuiți într-o odaie? Până și-or găsi casă, se le cedeze Cornel pe-a lui. Au 2 camere, îi avem aproape. Și Cornel unde să se ducă? Treaba lui. În asta destul 43 de ani vizării. Mai bine cât timp locuiesc copiii la Cornel, să stea el la noi. Așa, acum vrei să-l avem și noaptea pe cap. Parcă acum n-ar fi ca și cum ar sta la noi. I-ai dat tu și cheia din dos? I-am dat-o, pentru că în calitatea lui e firesc să o ai. Mai sfârșește odată cu spiritele astea. Până și în lume ai început să-l prezinți iubitul nevestii. Bună dimineața, Iosif. Nimeni nu o să creadă că un caragios ca Cornel ar fi putut vreodată. Dacă n-ai ambiție, te privește. Bună dimineața, fudulilor. Când intrași? Tocmai la timp să aud cum vă certați. Dacă ai auzit, să-ți fie de bine. Ce v-a găsit? Vorbeam despre tine. Da? Suntem foarte fericiți. Din pricina mea? Nu, n-avea nicio grijă. Îl mută pe soțul Măriucă-i la București. În centrală! Da, director! Ai înțeles? Da, și în locul lui pe cine îl mută? Da, mi se pare că n-ai înțeles. În locul cui? Păi nu zici că l-a mutat din București? În București! Păi așa am înțeles și eu. N-ai înțeles nimic. Da, ai nimerit-o. Surdul nu aude, dar o potrivește. Bine, cazi pe mine, că nu mai am nevoie de ochelari. Da, întinerești, vă zic cu ochii. Da, ascultă, pentru că vin cu toții în București, o să-mi fac plăcerea să te deranjez cu o propunere. Mă spune mai repede, mă, să iau pensie. Aia, lasă, că atunci îți vorbesc când vii la dejun. Eu sper că ne faci plăcerea să iei și azi masa cu noi, ca de 14 ori pe săptămână. De azi va aduce șampanie. Cum? Șampanie? I-ați uitat că e 30 martie 1948? 30 martie... Împlinesc 45 de ani de la căsătorie. Ce bine să ai un prieten în casă, domnule.